Potrivit unui recent sondaj de opinie, Florin Oancea a scăzut alarmant în preferința electoratului. Astfel, puțin peste 30% dintre deveni intenționează să voteze pentru Florin Oancea, însă mult mai puțin chiar și față de cei care l-au ales primar în anul 2020. Că este în cădere liberă o demonstrează diferența enormă de 16% față de procentul de 46% cu care se lăuda PNL în urmă cu doar 4 luni. Un sondaj de opinie realizat de curs în luna octombrie 2023 în municipiul Deva la comanda PNL, publicat în 10 noiembrie 2023 pe site-ul newshd.ro, arăta la acea vreme că 46 dintre deveni l-ar vota pe actualul primar al municipiului reședință de județ, Nicolae Florin Oancea, pentru un nou mandat. Sondajul de opinie realizat de MD Brown Media SRL în această lună la comanda Hunedoara 1 TV, privind intenția devenilor de vot pentru postul de primar, arată că numai 30,2% dintre respondenți au optat pentru Florin Oancea, cu 7% mai puțin decât cei care l-au votat în urmă cu 4 ani și în cădere vertiginoasă cu 16% față de rezultatul sondajului publicat chiar de PNL. Pe de altă parte, Tiberiu Bârstan, cotat în sondajul PNL cu 14%, a crescut în preferințele devenilor în doar 4 luni până la 23,3%. În schimb, scade în preferințele devenilor Lucian Rus, candidat PSD, de la 20% la 16,4%. 12,4% dintre respondenți îl văd primar al Devei pe Alina Mititeloaie, din partea Alianței Dreapta Unită. 8,5% pe Pogăcean Ferdinand de la UDMR, 6% pe Alin Suciu de la PER și 3,3% pe Mica Mihai Robert de la Pro-România. Sondajul de opinie comandat de Hunedoara 1 TV a fost realizat de MD Brown Media SRL la nivelul municipiului Deva în perioada 15-23 februarie a acestui an pe un eșantion de 920 de persoane adulte care au fost intervievate față în față cu privire la preferințele electorale pe care le au acestea pentru alegerile locale din 9 iunie. Media de vârstă a celor intervievați a fost de 54 de ani, 54,5% dintre respondenți fiind bărbați și 45,5% femei, iar marja de eroare este de plus minus 3,3%.